close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog marca Pasete Prieteni. Eu mă aflu alături de Vlad. Salut. Un prieten mai vechi de la facultate. Mă aflu la... Se întoarce ușor. Pe Etihad. Mă rog, încă nu sunt pe stadion. La meciul de UEFA Champions League, după cum am promis, cu Olympique Lyon. Un meci foarte interesant. Depay revine pe Etihad după ce a fost la Manchester United în derbiurile orașului Manchester. A avut și o declarație mai interesantă înainte de meci. El a spus că Manchester e încă roșu. O declarație pe care probabil fanii lui City nu o vor ierta. Să trecem la subiect. Ce pronostic pentru azi? Un scor exact? Dacă City intră cu titulari, 3-0. 3-0, ok. Noi am vorbit și înainte. Eu am zis că o să fie un meci strâns. Eu mizez personal un egal. 1-1, 2-2. Poate bate City la limită, dar o să fie un meci oricum, o să fie un meci spectaculos, probabil peste 3 goluri, cum și Lyonul e echipă spectaculoasă și City o cunoaștem foarte bine, dar vom vedea. Go, 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 go
E pauză pe Etihad, e o surpriză mare de tot. Lyon conduce 2-0 după două greșeli uriașe ale apărării cetățenilor. Prima greșeală un lupt și a doua greșeală o minge respinsă aiurea. Lyon se pare că s-ar putea să plece cu cele 3 puncte. Tu ce zici, Vlad, de... Nu ți-ai ieșit pronosticul 3-0. Da, nu prea. Apărarea frangiuri, atacul și el top acolo. Sper că e mai interesant. Și nici mie nu o să-mi iasă pronosticul, că eu am zis o regal, ori victorie City la limit. Mă rog, City e echipă care pune presiune, deci și e posibil să dea măcar 1-2 goluri, dar o să vedem ce o să fie în repriza a doua.